medicina este strict legată sau intrinsec legată de spiritualitate. Nu poți face acte de binefacere dacă, chiar și medicală, să spunem, dacă nu ai un profil moral deosebit, dacă nu ai o credință deosebită, o dorință de a-ți ajuta aproapele. Sunt percepte morale universale. Iubirea față de aproapele și empatizarea cu el trebuie să fie trăsături de bază ale unui tânăr care își dorește să practice medicina. Pot fi un, știu eu, chirurg excepțional să operezi cu ochii închiși, dar dacă n-ai suflet, nu vei reuși în profesie, indiferent cât de bun tehnician ești. Un exemplu. Așa încât cred că, într-adevăr, în profesia asta, prima condiție, chiar de la început, din școală, din când te înscrii, să spunem, la facultate, prima condiție ca să reușești este să ai milă și compasiune pentru cel de lângă tine, să-l înțelegi și să vrei să-l ajuți. Dacă nu ai asta, nu vei reuși. Tot mai mulți medici, tineri și studenți pornesc în viață cu acest ideal extraordinar de a face bine. Privesc medicina mai mult decât o sursă de venit, ca pe o adevărată aventură umană. Care sunt cele mai mari provocări cu care se vor confrunta în cariera lor? Veți afla în următoarele jurnale Vox TV.